Weekendul pe litoral a venit marți. După o săptămână de vreme mohorâtă și ploi, plajele s-au umplut din nou cu turiști. Iulia Stanciu ne spune mai multe. Iulia, e frumos la mare. Bună seara! Bună seara! Numai vești bune pentru turiștii care vor să vină în acest weekend pe litoral. Următoarele trei zile se anunță a fi însorite, deși temperaturile vor fi mai mici decât în restul țării. Nici vorbe de ploaie însă. De vineri însă vremea va fi foarte caldă, vom avea temperaturi de 28 de grade, iar sâmbătă și duminică 29 și chiar 30 de grade Celsius. Așadar, dacă vreți să veniți la mare, trebuie să vă faceți rezervare, să nu vă uitați ochelarii de soare și loțiunile de plajă. Soarele a venit ca o binecuvântare pentru cei care și-au plătit concediile la mare. Plajele s-au umplut brusc și a început să se simtă din nou vacanța, și că este iulie. E un fel de, nu știu cum să o explic pe asta, aglomerație puțin spus. Deci, buluc. Când ai venit pe litoral? După vreo 19 ore de mers cu autocarul din Siget. N-ați avut parte de vreme urâtă, știți că și la noi a fost urât până. Da, știu că a fost urât, dar noi am prins vreme frumoasă. Turiștii mai vechi, care nu s-au lăsat alungați de fric și ploaie, se bucură acum de bronzul perfect. De ce la baldachin și nu pe nisip, să zic așa? Pentru că pe nisip sunt tot felul de scoici și aici e mai curat, mai confortabil. Un an am așteptat concediul ăsta și am avut ce faci și pe ploaie. Nu înseamnă că dacă vii la marte, stai să fiarbă creierii în cap. Poți să te duci, te plimbi, sunt spectacol, sunt... Hai, ce faci? Căldura i-a mai încălzit și pe cei care trăiesc un an din ce câștigă vara pe litoral. În primul rând, în fața la noi, de unde doriți? Nu mai știm, nu mai țin minte pe domnul. Doamnă, ce pălărie frumoasă aveți, să nu mă... De la începutul lunii, prețurile au crescut din nou pe litoral. Cazarea s-a scumpit cu 30%. Unii au rămas în urmă cu prețurile de frică să nu rămână fără clienți.